Adică ia da, că trebuie să într-un fel să mă gândesc, să încerc să despart eu. Să desfac și concluzia. O să deșurubești din concluzie. Deci practic viu acum pe drum de la concluzie înapoi. Ca să fie perpendicular. Ce ar trebui să arate? Da. A, să fie asta perpendicular, dar de ce prin B? Și mi-a zis, bă, B este ortocentru. Să apare B, să apare B ortocentru. Mi-ar trebui, și atunci ca să apară, mi-ar trebui celelalte înălțimi, din celelalte două vârfuri. Adică din P și din C. Da? Și oare am de undeva, din toată ipoteza, șanse să arăt? Da. Bă, dar una e ziua urgentă. P a este. Pă, da. Mai rămâne cealaltă și aici, dar acum trebuie să reușesc. Și zic, măi, stau cu ochii pe ipoteză și pe toate cunoștințele din urmă, fii atent aici. Care cunoștințe din urmă? Unghiul o pus la vârf. Vezi? Și atunci, imediat problema, ai pe tot să o atraci. Da. Interesant, nu? Foarte interesant. Bun. Mă bucur mult. Dar așa trebuie să învățăm să facem probleme. Nu, că dacă le luăm, repet, ca într-o nebuloasă așa și le luăm, să faci așa două, trei, să le iei așa, batem, perdem mult timp. Dar noi trebuie să știm să deșorubăm și concluzia și ipoteza și înfiletăm undeva acolo. Când se înfiletează, ești cel mai fericit. S-a înfiletat la noi când am arătat că ce bă, hiperplantă. Da? Foarte tare. Da. Așa. Acum, mi-a venit în minte o problemă și te rog să... Crede-mă că nu pot să o pășesc. Ți-o dau eu pe una de-a mea acum, că am în minte așa chestii. Tu știi ce e rolul dreptunghi, nu? Un? Dreptunghi. Da. Adică? Un patru lat. Da, care are două laturi. Opuse două congruente, da. Și unghiuri toate de 90 de grade, da? Asta ar fi una. Bun. Uite ce problemă am acum. Sper să vă putem face, ne concentrăm foarte tare și sper să reușim. Uite, deci să dă, eu fiindcă plec cu figura, să știi de ce, să spun de ce. Plec cu figura pentru ca să-mi amintesc ipoteza aceea. Să dă un dreptunghi. Când zic să dă un dreptunghi, în mintea mea, toate elementele dreptunghiului sunt foarte importante. A, B, C, D. Adică dreptunghi, laturile opuse sunt congruente două câte două. Unghiurile toate de 90 de grade. Pe latura BC se construiește un triunghi echilateral. Pe latura BC. Ce e un triunghi echilateral? Ce înseamnă triunghi echilateral? Pentru că toate laturile egale. Adică cu măsura lui BC. Da. Cum aș spune, cu măsura lui BC, iau un compas, trasez așa și mut în parte și trasez și ele se întâlnesc aici undeva. Da. Iată, BC e. BC e, este triunghiul pe care am construit echilateral. Nu? Da. Dacă ai compasul, este foarte ușor. Dacă nu, faci așa fel încât să duci mediatoarea lui BC și iei pe mediatoare punctul acela care să fie cât C e, să fie cât B C. Cel mai ușor să construiești cu ce am spus, cu compasul. Pe latura AB facem aceeași treabă. Pe latura AB facem aceeași treabă. Deci cu dimensiunea laturii AB construim din nou un triunghi echilateral. E frumos. Ce am făcut până acum? Hai să scriem în ipoteză. În ipoteză avem așa. Spune-mi tu ca să... Acum dăm în ipoteză tot ce am făcut, ce am construit. Păi avem un triunghi, un dreptunghi ABCD. Deci ABCD, dreptunghi. Nu pot să fac dreptunghi, eu știu, scriu ABCD? Da. E ABCD, dreptunghi, poftic. Pe urmă ce am? Am făcut... CB e. CB. CB e. CB. Și de desubt, ca să-i spun cam tu, ABF. Da.
A, B, F. Ce sunt aceste două? Două triunghiuri echilaterale. Triunghiuri echilaterale. Apropo de triunghiuri echilaterale, știm toate laturile sunt egale, unghiurile da. De câte grade sunt toate trei? Unghiurile sunt de... Stați, 180 de grade în parțile a trei. 60 de grade. Deci imediat în mintea ta s-a desfășurat asta. Triunghi echilateral. Păi ce calitate? Toate laturile sunt egale. Deci toate sunt egale. Și unghiurile toate de 60 de grade. Da. Nu știu la ce v-a folosit, dar astea le-am prezent, le-am actualizat. Eu practic le-am tras din memorie de acolo. În concluzie, uite ce ar vrea să arătăm. Să arătăm că DF DF este congruent cu deci DF congruent cu F C cu E F cu E F cu D E și cu A E. Deci câte sunt adus? 5 parte, da? Deci arătăm că DF congruent cu CIF congruent cu EIF congruent cu DE congruent cu A, E. Oaie. Punctul în concluzie azi, da? În concluzie sunt mai multe întrebări. A mic. B mic. Să arătăm că FB FB e bisectoarea. Deci FB e bisectoarea lui CFE. CFE. Și tot aici să arătăm că și EB EB e bisectoarea FB și EB, da? EB bisectoarea unghiului căruia EB a lui A, EF. A lui A, E, F. C. Dacă prelungim pe E, C și pe A, F, ele se întâlnesc într-un punct M. Și să găsim măsura unghiului M. M, de ce? Câte grade are M? Deci prelungim A, F. A, F. Intersectează C, E. Egal cu mulțimea formată din punctul M. Și ne interesează măsura lui M. Egal câte grade. B. Aș vrea să unesc pe M cu B. Să arăt că MB, dus așa, pică perpendicular pe EF. MB, perpendicular pe EF. MB, perpendicular pe EF. Iată o problemă destul de interesantă, cu multe întrebări. Pornim la treabă? Este așa, ca multilinii, da. Descurajat de studia. Da. Hai, facem un lucru. Deconcentrăm. Ce s-a dat în ipoteză? Dreptunghi. Da. Am fost de triunghi echilaterale. Hai să prelungim. Hai să arătăm că DA, că DF este cât CF. Pentru începutul asta. DF cât CF. Visăm, dacă aș găsi pe un triunghi în care se intră odată DF într-unul din triunghiuri. Da, nu-i absolut nimic în ipoteză.
Păi îți dă dreptunghiul. Dacă îți dă dreptunghiul, ce știm? Așa. Adică D-A... Cu C-B. Cu C-B. Și A-F cu F-B. A-F cu F-B. De unde știi că A-F cu F-B? Că-i triunghiul echilateral. Toare de tot. Și atunci la cine te trimite? La care două triunghiuri te trimite mintea pe cap? A-F și C-B F. D-A-F este urgent. Nu? Urgent. Anunțat asta. D-A-F. Da? Și cu cine? Cu asta lată de aici. Eu n-am să mai îngroș că dacă încarc figura foarte tare. Deci, tu simți demonstrație, da? Pentru demonstrație. Zice, pentru a porni punctul A, care are vreo câteva cerințe acolo, nu? Deci fie triunghiurile. D-A-F. Fie triunghiuri. D, A, F. Și triunghiul? C, B, F. C, B, F. Ce au cele două triunghiuri? Ele au. D, A, cât C, B. Așa, D, A. Poți să te congruent, da? Da. D, A, congruent cu... Cine? C, B. De unde știm asta? Ipoteză. Din ipoteză. Ce mai au? A, F cu B, F. A, F. Congruent cu... B, F. B, F. De unde știm asta? Ipoteză. Din ipoteză. Și ce-ți mai trebuie ții, dar urgent, la urgent ca să te duci? Ai două laturi? Și neapărat ca să te placeze unghiul care e urgent? A, F, D. A, F, D, nu. Unghiul dintre ele. Dintre latura D, A și A, F, ca să te placeze în cazul latură, unghi, latură. Adică D, A, F și C, B, F. Deci, atenție, când ai două laturi de așa prinse, îți trebuie neapărat unghiul dintre ele, deschizătura. Ca să te duci în latură, unghi, latură. Așa trebuie să ții minte. A, deci unghiul ăsta de aici îți trebuie, dar de urgență. Nici nu stai pe gânduri. Ăsta din pământ, din iar verde, să fii congruent cu care? Păi dacă ești. Cu cât? Cu cine? Cu C, B, F. Cu C, B, F. Corect. Cu ăsta. Păi este. De ce nu? Pentru că unghiul se încadrează și în dreptunghi. Adică are odată... Are odată... 90 de grade. Și încă s-a mai adaugat. Și încă 60 de grade. Adică cât este? 100? 150 de grade. Da, celălalt. Tot 150 de grade. Și fericitești. Vezi? Numai să vrei, deci, dar trebuie să știi ce cauți. Că degeaba căutai tu pe aici. Că nu-ți trebuie acela, îți trebuie neapărat unghii dintre ele. Lămurit, da? Da. Deci, neapărat aici, adăugăm acum. Avem asta, că măsura... Măsura unghiului. D-A-F. Egală cu măsura unghiului. Măsura unghiului. C-B-F. Nu mai da foaie, te uiți la tablă, da? Cu C-B-F. Și egal cu 150 de grade. Asta tot din ipoteza asta, da? Are 90 la dreptul și 60 la triunghiului. Și ce rezultă? După cazul care? După concurență latura-n latura. Latura-n latura. Cât triunghiuri luate în discuție? Cât triunghiuri luate în discuție D-A-F și triunghiul este acolo. Congruent cu triunghiul C-B-F. C-B-F. Și din congruența lor rezultă că și celelalte elemente, da. Două câte două, sunt congruente absolut toate. Da. Ce rămas? Da, da, adică... D-F cât C-F. D-F congruent cu C-F. Iată ce avem noi demonstrat sub nea. Da. Da. Și încă ceva. Și încă celelalte elemente, nu știu dacă ne vor folosi, dar noi ne-am obișnuit să le scriem. Unghiul A-D-F. Așa. Cu B-C-F. A. A zis A. A-D-F. D-F, adică ăsta de aici, da, da. A-D-F. Congruent cu... unghiul cu... F-C-B. F-C-B. Da. F-C-B. De ce? Pentru că ăsta se uite prin da, la A-F. La... A-F, da. Ăsta de aici, A-D-F pe care le luați, uite spre A-F. Iar A-F e congruentă cu F-B.
Și a fost privită din triunghiul respectiv de unghiul acela. Da. Deci de aceea, în triunghiuri congruente, la laturi congruente, se opun unghiuri congruente. Așa vine treaba, da? Deci congruent cu F, C, B. F, C, B. Și avem că unghiul A, F, D. Al treilea, A, F, D. A, F, D. F congruent cu unghiul C, F, B. C, F, B. Iată că ai reușit. Am arătat asta, asta, cât asta. Acum să arătăm că asta de aici e cât asta de aici. Ca să zicem D, F, cât C, F și cât F e. Suntem la C, F, care aș vrea să fie cât F e. C, F, cu F e. Și iar visez. Încercăm la... să le luăm în două triunghiuri. Așa, C, F într-un triunghi. C, F, B. C, F, B. Și E, B, F. Și E, B, F. Par a fi. Da, par, dar da, nu suntem sigur. Nu știm sigur, nu avem elemente, dar ochiul îți spune că par a fi. Da. Și ne convine. Că C, F intră într-un triunghi, da. Iar F, B, F e în celălalt. Păi știm că C, B este cât B e. Uite cum apare. C, B este cât B e din construcția triunghiului acesta. Da. Deci asta e cât asta. Da. Ce mai au cele două triunghiuri? Că... F, B, ce C- pot să spun? F, B este latură comună. Foarte tare. F, B e latură comună. Și acum și ce trebuie? Noi trebuie, deci am avut o latură, un unghi. Adică unghiul B, C, B, F, cât E, B, F. Asta e. Asta, dacă reușesc să arăți că astea două sunt congruente. Dar trebuie ăsta, că așa îți fac latură, un latură, da? Păi nu sunt trei unghiuri opuse la bun. Nu, opuse la bun sunt așa dacă e nici latură, ai dumneavoastră. Dar l-au pus aici la vârf, nu? Nu prea sunt. Nu sunt. Dar cât are ăsta? 150. Dacă și ăsta l-avea tot 150. Băi, ce fericită. Știm că are deja 90 grade. Nu știu, aici nu am. N-am nicio legătură cu 90. El este un unghi acolo, care e rezultat. Da. Dar în jurul unui punct câte sunt? 360 grade. Hai, mergi, mergi. Păi a scădea din 360, 60. Da. Și mi-ar da cât am nevoie, adică ar fi 210, 360 minus 210, 150. Păi ce? Vezi? Deci tu stai acolo, e problemă, zic, bă, trebuie să-mi reușesc. Cum ăsta e de 150 și ăsta trebuie să fie de 150. Dar cine te trimite acum să faci treaba asta? Tu mai nevoie de a găsi răspunsul. În jurul punctului cât? 360. Ăla am ăsta, ăla am și cu ăla de-a supra. Și scași în dă. Și în dă. Vezi? Gata, de acum problema se știe când merge, nu? Deci de ce zice? Fie triunghiurile care? C, B, F. Deci triunghiurile. Fie. Triunghiul C, B, F. Și triunghiul. Și triunghiul E, B, F. E, B, F. E, B, F. Cele două triunghiuri au? Te rog. Pe C, B, C, B, E. C, B, eu ți-am spus exact ce spui tu. Altă răspundere au fost. C, B, congruent cu? C, B, cu B, E. Așa, de unde? Să-ți puțin să văd. C, B, de? C, B, cu? B. Cu da, da, corect. Bine, da? De unde? De unde? Din ipoteză. Din ipoteză. A fost la triunghiuri care triunghi? Triunghi echilateral, ce-a da. Așa. Păi mai am că F, B, latură comună. Așa, ma. F, B, latură comună. Și știu că unghiul B, unghiul C, B, F este cât E, B, F. C, B, F, unghiul. Congruent cu unghiul... Sau măsura, hai, măsura cu egală cu măsura. Unghiului E, B, F. E, B, F. Și egal cu 150 grade, da? Și calculul a fost așa în culise. 360 minus... 360 de grade. 210 grade, da. Nu? Și ți-a dat 150 grade fiind unghiul
e bâfâta acela, da? Măsura lui e bâfâta. Neapărat trebuie să și punctăm și acest raționament. Atinde măsura lui e bâfâta, face de 360, scăzut 210 grade și îndrăzat 100 de grade. Bun. Și de asta, de aici înseamnă că trebuie luate discuții fără, am mai stat pe gând, conform cadrului latru, unii latru, din nou. Triunghiul care? C, B, F. Da. Este congruent cu triunghiul. Cu E, B, F. E, B, F. E, B, F. Fiind congruente, toate elementele celelalte neluate în discuții vor fi congruente. Adică, C, F, cât E, F. C, F, cât E, F. C, F. Congruent cu E, F. Subliniem. Da. Că unghiul F, E, B, cât F, C, B. F, E, B, congruent, F, E, B, da, F, E, F, C, B. F, C, B, cu F, C, B. Și încă... că F, deci... C, F, B. C, F, B. C, F, B. Este congruent cu... E, F, B. E, F, B. Măi, dar congruența astea două, ce spuneți e? Faptul că C, F, B congruent cu ăsta altul, ce spuneți chestia asta? Că C, F, E. Deci, faptul că... unghiul ăsta e cât ăsta? Sunt egal. Ce spune chestia asta? Astea, unghiurile astea sunt egale. FB este bisectoare. FB bisectoare! FB bisectoarea! Pe asta rezolvată. Foarte tare! Deci mi-am dus pe punctul B. Iată, de ce e important să scrim toate elementele? Vă-ți bun propunătorul ăsta. Da? Deci FB, de aici FB, FB bisectoare, a cărui unghi? FQE. FQE. Bisectoarea unghiului. Și mâine am făcut și eu parte din punctul B. Cât de important, insist, scrim toate elementele. Știi, de multe ori spuneam, hai să scrim și celelalte. Toate sunt și ce dacă. Foarte tare. Mai insistăm, o leagă, mai insistăm un pic pe, chestia asta. Ce fel de triunghi este C, F, E? Isoscel. Isoscel. Și asta ce este? Adică bisectoare, mediatoare, mediană... De toate este. Deci dacă aș prelungi eu pe asta, ia cum pic aici? Pic exact la mijloc și perpendicular. În punctul, hai să spunem... N. În punctul N. Foarte tare. Nu știu, bați noi câmpii așa. Da? Deci de aici aș putea, trage cum, mai adaug aici, că e atunci pe bani, mai adaug la asta că C, F, E. Uite, din asta legi. Din asta și din asta două. Adică din asta, dacă C, F, e congruent, e F, ce înseamnă că triunghiul este isoscel, da? Da. Triunghiul, care triunghi? Triunghiul C, F, E, C, F, E, isoscel. Și asta, bisectoare într-un triunghi isoscel, înseamnă că este și mediană. FN e perpendicular pe ce e, da? Da. FN perpendicular pe ce e. Mediană, mediatoare, de toate. Da? FN perpendicular. Regulă. Acum, noi am arătat. Asta e cât asta, cât asta. Da. Acum să arătăm că asta de aici e cât asta. Cât? Cât A e. Uai, e F cât A e. Măcar de-am vedea un unghi. E F. Adică ar l-am putea încadra în triunghiul T, E, A. Deci A, F, da? A, F. Da. A, E, nu? Deci, atenție, A, F, cât F, E.
afă, intră și în D.A. e, cum ai zis tu, dar aici sunt prea multe necunoscute, despre trângă să n-am nimic. De care afă? Afă asta așa, da? A-E. A-E, am zis eu, zic, iată-mă. A-E să fie cât e F. Da. Asta vreau, A-E cât e F. Păi luăm în triunghiurile E, B, A. E, B, A. Și E, B, F. E, B, F. E, B, A. Și știm că E, B este latură comună. E, B, latură comună, sigur că da. Știm că B, B, F, congruent cu A, F. B, F, cu A, F, corect. Dar nu se vede ca nimic. Stai, că te duci foarte bine. Și unghiul B, unghiul A, B, E este cât F, B, E. De ce A, B, E? Cât are A, B, E? A, B, deci ne-am învârtit în jurul unghiului acela, greu. B-ul acela e din ce în ce deci, mai interesant. Ori e ceva o funcție importantă, ori... Deci trebuie să ai un rol important acolo. Așadar, tu observi că unghiul ăsta tot este din 90 cu 60, 150. Iar de asta am vorbit mai mult. 150. E terminată problema. Da. Triunghiurile vor fi congruente, nu? Mă, și hai să povestim acum. Dacă triunghiurile acestea sunt congruente, au și. De aici, în congruență, unghiul ăsta de aici va fi cât ăsta de aici, nu? Da. Din ce motiv știi de ce? Da, uite la... da. Și ce înseamnă? Adică EB este perpendiculară pe AF, adică bisectoare, mediatoare, mediană, înălțime. Foarte tare! EB perpendiculară, zis, nu? EB, da. Dacă aș prelungire într-un punct, pică la mijloc aici și pică într-un punct S, să zicem. S. Acum povestim că de-acolo poți să faci problema singur, nu? Deci, neapărat, e B prelungită, pică perpendicular, da. E și bisectoare, de toate. Da. Tot ce... Mai, să fii atent acum. B-ul ăsta ai spus că e tare interesant. Noi mai avem un punct, trebuie să arătăm că MB e perpendiculară pe EF. Păi, într-un fel, MB ar trebui să fie... Zi. Perpendiculară pe F. Adică ce ar trebui bisectoare. Nu, bisectoare. Ca să fii perpendiculară, trebuie să fii înălțime. Deci, înălțime, da. Adică B ar trebui să fie ce? În triunghiul care? Ar trebui să fie în triunghiul F, M, B. F, M, E. E. În F, M, E. B să fie ce? Să fie o... Orto-centru. Să fie găsirea celorlalte două înălțimi care pleacă din E și din F. Adică F prin B trecând să fie înălțime. Și este? Da. E prin B. Și F prin B trecând... Pe N tot înălțime. Tot înălțime. Adică P este chiar orto-centru. Și atunci ce să facă M prin B trecând decât să fie și A înălțime? Deci am făcut și am făcut absolut complet problema. Mă rămâne unghiul ăsta de aici să-l arătăm. Cât e grad de oameni? Foarte sorite. Ia să vedem. Păi vom cade între unghiurile F, M, B și M, F, B. F, M, F, M, B. B. F, M, B. Ia gândește-te un alt triunghi în care să vezi acest unghi. M, ai zis bine? Nu B. M-ar duce până în N. F, M, N. Că în triunghiul F, M, N. Știi ăsta de câte grade? Ăla e de 90 grade. Dar ăsta de aici. Ăla e de... Păi... Lăsați puțin ce... Păi știm că unul e de 60. Asta-i! Că e la triunghiul a făcut. Da. Și atunci... 90, 60, 90 și asta cât te rămâne? Păi 60 cu 90, 150, ăla e 150. Lăsați. Păi dacă este un triunghi sus... Dreptunghi, 90. Asta dacă e 60, asta cât se fie? Că trebuie împreună să facă și ele tot 90. Păi ăla e 30. 30, termină. Ce-ți propun? Gustă frumusețea acestei probleme.
Vezi? Deci știi de ce m-am dus eu la problema asta? Vreau neapărat să ghicești. De ce? Vezi cum mi-a venit problema asta. Pentru că... Uite-te la problema dinainte și de ce m-am agățat de problema asta? Pentru că trebuia să... Ortocentru. Legat de ortocentru, da. Am vrut eu să te duc într-o altă problemă mai complicată, cu mai multe chestii. Nu e complicată dacă da? Înțelegem. Sigur că da, dacă ai început să prinzi mecanismul, spre ortocentru acela, te-am dus da. Arătând niște concurenți. Da? Treabă, așa, prea totul se învârtea în jurul lui. Deci el avea un rol extraordinar important. Îndată, în triunghiul acela, să fie totul rezolvat. Așa asta este problema, la care vreau să fie redactarea perfectă, oglindă. Noi am înschițat-o, n-am terminat, însă asta cât asta, asta cât asta, ți-a rămas ție asta cât asta și asta cât asta. Da. Să termine problema, da? Ca să se închide circuitul. Da, parcă am făcut că A e cât A, F, E. A e cât F, E, parcă A e... Am zis, dar n-am scris. Nu, n-am redactat. Da. Dar vreau să termine redactarea, să faci așa cum ai văzut aici modelul, să apară că e, B, e bisectoare, în triunghiul A, E, F, și că atunci triunghiul fiind isoscel, cum a apărut aici, da? Toată o să fie așa, să fie perfectă, perfectă redactarea. Să nu aibă cineva nimic de comentat. Citind, aici e toată povestea, citind redactarea, să înțeleagă tot ce ai gândit tu. Că tu comunici cu rezolvitorul, cu corectorul, doar prin ceea ce ai scris. El nu știe nimic din ce ai gândit tu, decât dacă îi spui pe hârtie. De aceea las ca o problemă importantă redactarea completă. Da? Bun. Sper că ți-a plăcut problema. Nu l-am făcut decât să mă duc într-o chestie foarte frumoasă. Da? Poți să faci redactarea acum până la sfârșit? Că e proaspăt în minte. Că mergi pe chestia asta. Ai figură, ai tot. Redactează-o și la sfârșit discutăm. Ok. Mai, cât e ceasul ca să mă duc? 5.20. 5.20 să mă duc la... La Mariu. Mariu. Da. Așa, dar dragilor, ce să-i spun prietenilor, că le-am făcut o problemă da. Care le-a mers la ei, nu? Da. La revedere. Sunteți la like și share. La revedere.